m-am ocupat de ceea ce înseamnă gestionarea donațiilor la nivelul județului Maramureș. Pentru început am avut două depozite și un punct de colectare, în punctul de colectare în Baia Mare, depozitele unul în Sighet și unul în Halmeu. Pentru noi a fost foarte important să avem un spațiu de depozitare și un depozit în Halmeu, deoarece donațiile pe care le-am primit au fost foarte semnificative. Sute de tone de donații au venit încă din primele zile. Primul moment impresionant pe care l-am trăit a fost în Halmeu, în momentul în care din depozitul nostru au plecat donațiile partenerilor noștri atât din județul Maramureș, din România, cât și din străinătate, cărora pe această cale le mulțumim pentru tot sprijinul oferit. A fost când au plecat tirurile, au ieșit din curtea depozitului încărcate și știam că merg acolo unde trebuie și unde chiar este nevoie. Și am ajuns la o mănăstire aproape de Ușgorod, o măicuță, o mănăstire catolică, o măicuță minunată, căreia i-am trimis, după ce i-am trimis primul tir cu alimente, mi-a trimis o filmare video, începând de la din seara aceea, de la descărcarea tirului, iar a doua zi mi-a trimis un filmuleț în care ne mulțumește și niște cuvinte extraordinare.